oarecum la prima formă a proiectului, dar mult mai bine gândită, fac referire doar ca idee, în mare, fac referire la pedepse între 1 și maxim 5 ani, pedepse fără violență și care în cadrul proiectului de lege nu vom asista la fapte sau încadrări din codul penal care au iscat deja controverse. Comisia Europeană avertizează România cu privire la securitatea aprovizionării cu gaze naturale. Oficialii europeni spun că țara noastră nu a anunțat că ar avea vreun plan de acțiune preventivă sau unul de urgență în cazul unei crize a gazelor. Miza o constituie posibilitatea producătorilor și a furnizorilor locali de a exporta gaze românești. Acestea sunt mult mai ieftine decât cele din Rusia, iar o majorare a exporturilor ar însemna acoperirea diferenței din gaze rusești, mult mai scumpe, ceea ce ar implica o creștere a costurilor pentru populație și industrie. Primăria sectorului 3 va primi ajutor de la o echipă de specialiști din Germania ca să devină mai eficientă. Soluțiile pentru problemele administrative vor fi puse în practică pentru ca locuitorii din sectorul 3 să aibă un grad mai mare de satisfacție în relație cu primăria. Colaborarea cu autoritățile din Germania a început în vară, când primarul unui district din Hamburg a vizitat Bucureștiul la invitația primarului Robert Negoiță. Districtul german a implementat încă din 2005 un nou concept de serviciu public și acesta s-a dovedit a fi un succes. Avem nevoie de puțină rigoare germană în ce facem. În consecință, eu consider că este o soluție foarte bună să-i aducem aici și să împărtășim puțin din experiența dumnealor și de viață, dar mai ales de administrație publică. Mă bucur foarte mult că a interacționat domnul Pfeiffer cu oamenii de la noi din primărie, cu directorii de direcții, cu șefii de servicii, cu personalul. Și cred eu că este o lecție foarte bună de învățat pentru tot ce înseamnă personalul primăriei.